Dacă nu știți ce să mai gătiți într-o seară cu prietenii sau într-o seară cu familia, vă prezint eu astăzi rețeta de tochitură țigănească. Este o rețetă delicioasă, perfectă pentru a sta la un pahar de vin alături de cei dragi. Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să pregătesc o rețetă foarte gustoasă și foarte delicioasă, pe care cred că majoritatea ați încercat-o la un moment dat. Dacă n-ați încercat-o pe aceasta, sigur ați încercat o variantă asemănătoare. Azi vreau să gătim tochitură țigănească. Fiecare ați mâncat acest preparat sub diferite forme și sub diferite denumiri. Tochitură moldovenească, tochitură muntenească, oltenească, toate sunt asemănătoare, diferă foarte, foarte puțin. Primul lucru pe care îl fac, voi tăia carnea și cârnații. Specific, carnea este de porc. Nu folosim nimic altceva la această tochitură. Tăiem bucăți, nu foarte mici, le tăiem un pic mai mari. Pentru că nu cred că stea nimeni să toace. În rețeta originală, de fapt, nu cred că măsura nimeni bucățile, că erau mai mari, mai mici. Se taie pur și simplu cum vă place. Puteți să folosiți și carne, care nu este afumată. Dar dacă nu aveți carne afumată, veți folosi boia afumată. Pentru că trebuie să-i dați un gust ușor afumat la această tochitură. Pe lângă carne și cârnați, o să avem nevoie și de legume. Legumele sunt foarte puține și anume ardei gras, morcov, țelină, ardei iute și ceapa, pe care nu am momentan aici și o voi aduce imediat. Haideți să vă arăt un cârnat de casă. Este afumat cu fum rece, foarte important. Și miroase foarte, foarte bine. El a stat la congelator. Se știe, carnea care stă la congelator își pierde un pic din gust. Dar miroase foarte bine, să știți. Și prefer, în loc de cârnatul din comerț, în care nu cred că știe nimeni exact ce e în el, prefer cârnatul meu făcut de casă, congelat. Nici pe aceștia nu-i tai foarte mărunt, pentru că vreau atunci când voi mânca această tochitură să simt fiecare bucată. Vreau să simt carnea, vreau să simt cârnatul. Carnea o să vedeți că ea este foarte mare, dar se va strânge și trebuie să o preparăm până începe ușor să desfacă. Deci noi trebuie să tăiem carnea aceasta aproape cu furculița. Acum voi folosi o bucată de șuncă. V-am spus, eu folosesc șunca pentru că nu mai am untură foarte multă, în primul rând. Și în al doilea rând, putem face suficientă untură din această bucată de șuncă. Cei care nu aveți untură sau șuncă, puteți folosi și ulei. Nu o să fie un capăt de țară că nu aveți acum aceste ingrediente. Pentru că acest preparat trebuie să fie foarte simplu și foarte ușor de gătit. Untura și șunca sunt pentru un plus de aromă. Dar aroma aceasta puteți să o luați și dintr-o carne afumată, mai ales dacă este de casă. Șunca o tăiem în așa fel încât să putem să obținem cât mai multă untură din ea. Pentru că avem nevoie de untură să prăjim totul. Am terminat de tocat tot ce ține de carne și grăsime. Legumele le vom toca după aceea pentru că avem nevoie să prăjim șunca. După aceea trebuie pusă carne. Prima dată adăugăm șunca. Și foarte important să o lăsăm la foc cât mai mic, pentru ca să obținem cât mai multă untură. Dacă vom da focul mare, vom prăji șunca foarte tare și ea se va rumeni. Acum voi adăuga și carnea. Ideal ar fi acum să lăsăm carnea la foc cât mai mic se poate și să-i punem și un capac. Pentru ca această carne să pătrundă binișor și să se rumenească frumos. La rețeta aceasta nu trebuie să ne grăbim prea tare. Este un preparat care se face în mult timp. Cât carnea noastră se face, pregătim ceapa. Pentru că ceapa este al doilea ingredient pe care îl vom pune. Să știți că n-am pus cârnații. Pentru că aceștia sunt ușor gătiți, pentru că am afumat. Și dacă îi voi pune de acum, carnea trebuie să stea foarte mult timp și se vor zdrobi cu totul.
Prin urmare, cârnații îi vom pune un pic mai târziu. Și pentru această rețetă de tochitură țigănească, sunt mai multe variante. Acum nu pot să spun că această variantă este varianta perfectă sau varianta autentică, pentru că această tochitură se făcea în toate zonele țării și fiecare și-a pus amprenta asupra rețetei. Dacă dumneavoastră o faceți altfel, scrieți-mi în comentarii care este și varianta dumneavoastră și din ce zonă a țării sunteți. Așa o să văd și eu cum se prepară în diferite zone ale țării și o să fac comparație cu preparatul meu. Am terminat de tocat ceapa și acum trebuie să așteptăm. V-am zis, eu las carnea aproape o jumătate de oră, pentru că și carnea o să-și lase un pic de zeamă și avem și untura. Amestecăm ușor în ea mereu și o lăsăm la foc mic ca să se gătească. Vreau să vă urez o zi frumoasă și o seară cât mai liniștită. Acesta este un vin de casă. Este vinul din toamnă pe care l-am făcut și anul acesta chiar vreau să împărtășesc cu dumneavoastră toate etapele de pregătire a vinului. Este foarte gustos, dar haideți să pregătim toate legumele acum. Țelina trebuie să o tăiem cu bulețe. Sper să nu înceapă ploaia, că picură un pic. Și această rețetă merge perfect făcută afară. Nu să ne băgăm la adăpost. Morcovii trebuie să-i tăiem bucăți mai mari, pentru că noi trebuie să-i găsim în preparatul nostru, nu să stăm să-i căutăm. Eu am luat 3 morcovi, nu foarte mari. Când tăiați ardeiul gras, ardeiul chiar și capia, să-i luați aceste nervuri din interior, pentru că o să vă dea un gust ușor amar. Vom tăia și aceste bucăți și nu pierdem nimic. Nervurile rămân aici, ce este aici aruncăm. Bucățile acestea mai mici rămân și le tocăm. Ardeiul tocați cum credeți. Mie îmi place să-l tai felii, pentru că o să vadă destul de frumos în preparat și vreau să-l simt. Asta rămâne ca bibelou acolo. Mai avem ardeiul de tocat. Cred că o să folosesc doar 2, nu 3, să nu fie prea picant. Eu mănânc picant, dar voi avea persoane la masă care nu vor mânca așa de picant ca mine. Foarte picant. Deci voi pune doar 2 jumătăți. Pentru că sigur nu vor mânca foarte mult dacă pun 2 ardei. Chiar este picant. Ardeiul este suficient. Pe lângă aceste legume, adăugăm la final un pic de usturoi. În unele rețete am văzut că se pune usturoi, în altele nu. Mie îmi place să pun un pic de usturoi. Acum cred că îi dă un gust foarte bun. Trebuie să mai punem roșii, pastă de roșii, dar eu am roșii sherry puse la borcan. Sunt opărite și puse la borcan. Și sunt de casă, cred că e cel mai important lucru. Sare, foi de dafin, buia, piper și cimbru. Acestea sunt ingredientele de care mai avem nevoie, nimic altceva. Este foarte ușor de făcut acest preparat, de aceea vă îndemn să-l faceți. Și dacă doriți, puteți să-l adaptați după gusturile dumneavoastră. Nu cred că în bucătărie există rețete sau reguli pe care trebuie să le urmăm 100%. Fiecare le face cum dorește sau adaptează rețetele după cum dorește pentru a le putea mânca el cu întreaga familie. Așa că cei care se contrazic în comentarii, sunt multe rețete originale, sunt multe rețete gustoase, sunt multe variante de rețete care sunt bune și cred că fiecare trebuie să le adaptăm așa cum ne place nouă. Când carnea începe să prindă ușor culoare, adăugăm ceapa. Dar v-am zis și vă mai zic o dată, lăsăm totul la foc mic. Nu trebuie să ne grăbim. Dacă vreți o mâncare rapidă, nu faceți așa ceva, pentru că trebuie să facem la foc mic și să nu grăbim rețeta noastră. Acum eu vreau să adaug toate legumele.
În afară de ardeiul iute, pe care îl adaug un pic mai târziu, pun și ardeiul gras și morcovul și țelina. După ce am călit legumele, vom adăuga cărnații și ardei iute. Le mai lăsăm 5 minute maxim și punem apă peste ele. Și de-abia de acum înainte începem să condimentăm tot ce avem noi aici. Deci până acum nu punem nici sare, nici boia, nimic. Nimic. Mai lăsăm 5 minute. Deja a început să miroasă foarte, foarte bine. Acum urmează să condimentăm și să punem apa. Înainte, haideți să punem piperul. Boia. Eu pun o boia dulce pentru că am ardeiul foarte usturat. Și boia neafumată pentru că eu am carnea de porc care este afumată de mine. Roșiile. Pasă de roșii sau ce aveți. Eu am roșii de casă. Eu am pus un borcan din acesta de 800 de ml. Cimbru trebuie să fie nelipsit din această rețetă. Acesta este la fel de important precum carne, să știți. Uitați roșiile cum arată. Au rămas roșii întregi. Am lăsat 5 minute să fiarbă totul pentru că și-a lăsat foarte multă zeamă datorită legumelor. Acum adăugăm sare. Amestecăm. Acoperim totul, punem 3 frunze de dafin și punem un capac. Dacă aveți un capac sau ceva să acopere, și acum ar trebui să uităm de ea. Deci, cam o oră, eu așa o să o las. Pur și simplu lăsăm să fiarbă la foc mic și nu mai facem nimic. Mai amestecăm din când în când. Să o verificăm un pic. A trecut, cred că, 40 de minute de când am lăsat-o să fiarbă la foc încet. Arată foarte bine, miroase și mai bine, dar mai trebuie să facă. Am spus, carnea trebuie să fie foarte fragedă și toate legumele trebuie să moaie. După ce se mai scadă un pic, eu o să adaug un pahar de vin, un pahar de vin roșu și punem și usturoi la final. Și după aceea o lăsăm iarăși încă un sfert de oră și cred că o să fie gata. Dar momentan o mai lăsăm, o mai las cred că o jumătate de oră și după aceea vedem ce mai facem. Este aproape gata. Acum punem usturoiul. Îi va da o aromă foarte, foarte frumoasă și bună. Și o jumătate de pahar de vin. Eu nu folosesc vinul acum ca să frăgezesc preparatul nostru, îl folosesc ca să dea un gust și o aromă interesantă. Nu bun foarte mult. Dacă foloseam vinul să frăgezim carnea, trebuia să punem un pahar, chiar două, dar trebuia să punem foarte devreme. Să ne ajute alcoolul din vin să frăgezim totul. Acum acoperim, mai lăsăm totul 10 minute maxim și este gata. Am o bucată de pâine aici și vreau să încerc să vedem ce gustare și dacă trebuie să mai punem sare sau ceva.
dar nu cred că am mai gustat și înainte un pic. Foarte gustoasă. Nu mi-a pus sare deloc, pentru că a avut și carnea sare și e perfectă așa cum e. Nu vreau să fie foarte sărată, pentru că fiecare mănâncă mai mult sau mai puțin sărat. Și dacă cineva vrea să mănânce foarte sărat, mai pune un pic în farfurie. Dar nu cred că o să fie nevoie. Este perfectă. Voi stinge focul acum și o mai las 10 minute, un sfert de oră, să stea ea acolo cu capacul pus, până se răcește un pic. Până atunci facem mămăligă, nu mâncăm cu pâine. Am lăsat-o să stea aproximativ 20 de minute. Și acum punem și în farfurie. A venit și mămăliga acum. Este gata și rețeta noastră, am pregătit, am pus în farfurii și normal am luat și niște murături. Data aceasta sunt castraveți murați. Arată foarte bine, miroase senzațional și abia aștept să gust. Am făcut și mămăligă. Haideți să luăm așa cu totul. Foarte, foarte bun. Haideți să vă arăt cât de fragedă este carne. Vino mai aproape. Uitați cum se desface. Așa trebuie să arate carnea și așa trebuie să fie. Se desface foarte, foarte, foarte ușor. Aceasta a fost rețeta. V-am arătat, este foarte ușor de preparat. Foarte gustoasă și cred că merită încercată, mai ales într-o seară cu prieteni sau cu familia, când nu mai știți ce să gătiți. Merge perfect cu un pahar de vin, paharul meu este undeva prin spate și este o rețetă la care nu trebuie să vă grăbiți. De aceea spun eu foarte mult că merge atunci când vin prietenii la dumneavoastră sau o masă în familie. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, nu uitați să apăsați butonul de like și clopoțelul, în acest fel veți fi notificați atunci când voi posta clipuri noi. Dacă aveți întrebări legate de rețetă, scrieți-mi în comentarii, o să răspund la toată lumea și sper că am explicat destul de bine rețeta, pentru că este o rețetă care este gustoasă și chiar este ușor de preparat. Vă doresc o săptămână frumoasă și ne vedem cu următorul clip și la următoarele rețete. La revedere!